cartea a treia, numită Yoga Faptei. Arjuna a spus: dacă, o, Janardana, socotești cunoașterea mai bună decât fapta, Karman, atunci de ce mă silești la această faptă îngrozitoare, o, Kesava? Cu vorbe amestecate îmi tulburi mintea, spune-mi doar una singură, prin care, hotărându-mă, aș alege ce e mai bine. Bhagavat a spus: după cum ți-am spus și înainte, o, tu, cel fără de pată, în această lume există două căi. Cea a școlii Samkhya, cu yoga cunoașterii, și cea a școlii yoga, cu yoga faptei. Nu prin abținerea de la fapte ajunge omul la nefăptuire, naiș karmia, și nici prin renunțare la lume nu se capătă de săvârșirea spirituală, siddhi. Nimeni niciodată nu stă măcar o clipă fără să săvârșească fapte, căci săvârșește fapte fără să vrea, prin tendințele, guna, născute din natură, prakriti. Cel care, stăpânindu-și organele de acțiune, stă nemișcat, dar își readuce în minte obiectele simțurilor cu ființa tulburată, aceluia îi se spune prefăcut. Cel care, stăpânindu-și simțurile cu mintea, o, Arjuna, trece la yoga faptei, karma yoga, prin organele de acțiune, desprins, acesta se deosebește de ceilalți. Săvârșește faptele prescrise. Fapta este mai bună decât nefăptuirea. N-ai reușit să-ți păstrezi nici trupul lipsindu-te de faptă. În afara celor săvârșite pentru sacrificiu, restul faptelor înlănțuiesc lumea. În acest scop, îndeplinește fapta, o, fiu al lui Kunti, eliberat de legături față de ea. În vremea începutului, Prajapati, creând ființele odată cu sacrificiile, a spus: înmulțiți-vă prin acesta, aceasta să vă fie vaca ce îndeplinește dorințele. Prin el să-i țineți în viață pe zei, iar zeii să vă țină în viață pe voi, susținându-vă unii pe alții, veți dobândi binele suprem. Zeii
ținuți în viață prin sacrificiu, vă vor da bucuriile dorite. Cel ce are parte de cele date de aceștia, fără să dea în schimb ceva, acela este un hoț. Cei buni, care se hrănesc din rămășițele sacrificiului, se eliberează de toate păcatele. Au parte de impuritate rituală și sunt păcătoși cei care gătesc numai pentru ei. Din hrană se nasc ființele. Din ploaie, hrana. Din sacrificiu se naște ploaia. Sacrificiul ia ființă din rit. Să știi că ritul ia ființă din Brahman. Brahman ia ființă din cel indestructibil, Akshara. De aceea, Brahman, cel atotpătrunzător, este fixat de-a pururea în sacrificiu. Aceea, Brahman, cel atotpătrunzător, este fixat de-a pururi în sacrificiu. Așa a fost pus în mișcare roata. Cel care nu o face să se învârtească mai departe, aici, pe pământ, acela trăiește zadarnic, nemernic de dat simțurilor. Însă omul care se bucură numai de sine, care găsește mulțumire numai în sine, care își găsește liniștea în sine, acela nu mai are nimic de făcut. Acela nu-și află un sprijin în ce este făcut sau nu este făcut aici, pe pământ. Și din toate ființele nu depinde de nici una pentru nimic. Săvârșește deci fapta ce trebuie făcută, mereu desprins de ea, căci omul care făptuiește desprins ajunge la culme. Căci prin fapte au obținut Janaka și ceilalți desăvârșirea. Tu trebuie să făptuiești privind numai la binele oamenilor. Cum se poartă cel din frunte, așa se poartă și ceilalți oameni. Canoanele pe care și le face el sunt urmate și de lume.
pentru mine, o fiu al lui Pârta. Nu mai există nimic de înfăptuit în cele trei lumi. Nimic nedobândit care să trebuiască a fi dobândit. Și totuși, mă aflu în acțiune. Dacă eu nu m-aș afla tot timpul neobosit în acțiune, toți oamenii, o fiu a lui Pârta, mi-ar urma calea. Aceste lumi ar pieri dacă eu nu mi-aș îndeplini fapta. Aș fi cel care face haos. Aș duce la pieire ființele. Precum cei neștiutori făptuiesc legați de fapte, o Bharata, tot așa cel înțelept, dorind binele oamenilor, făptuiește desprins de ele. Cel înțelept să nu tulbure mintea celor neștiutori legați de faptă, să se dedea tuturor faptelor, fiind concentrat când le îndeplinește. Toate faptele se îndeplinesc de către tendințele guna naturii prakriti. Cel cu sinele tulburat de eu gândește: făptuitorul sunt eu. Însă, o, tu cel cu brațul mare, cel care cunoaște adevărul asupra deosebirii sinelui de tendințe, guna și fapte, gândind tendințele acționează asupra tendințelor, acela nu este legat de fapte. Cei tulburați de tendințele guna naturii prakriti se leagă de acțiunea tendințelor. Pe acești nefericiți care nu cunosc totul, cel atotcunoscător să nu-i smintească. Încredințându-mi mie toate faptele, cu mintea la sinele suprem, Adi Atman, fiind fără dorințe și lipsit de gândul al meu, luptă, scăpat de zbuciumul îndoielii. Oamenii care urmează această învățătură eternă a mea, cu credință și fără să cârtească, aceia se eliberează de fapte. Însă aceia care, cârtind împotrivă, nu-mi urmează învățătura, să știi că sunt greșiți în tot ce știu, fără minte, pieriți. Chiar și înțeleptul se poartă după cum îi este firea lui. Ființele își urmează firea. Ce o va ține
în loc. În obiectul oricărui simț se află patimă și ură. Să nu intre sub stăpânirea lor. Acestea două sunt dușmanii lui. Legea proprie, svadharma, chiar cu lipsuri, este mai bună decât legea altuia. Chiar cu grijă respectată, este mai bine să pieri în legea ta proprie. Legea altuia este periculoasă. Arjuna a spus: de cine e stăpânit omul când săvârșește păcatul? Deși nu-l dorește, o, Varjneya, de parcă-i tras cu forța. Bhagavat a spus: aceasta este fie dorința, aceasta este fie ura. Născută fiecare din tendința rajas, marele devorator, marele rău. Să știi că aceasta este dușmanul aici, pe pământ. Precum focul este învăluit în fum, oglinda de perete, embrionul de învelișurile sale, tot așa și această cunoaștere este învăluită de această tendință. Ascunsă este cunoașterea celui înțelept de către acest veșnic dușman. Care sub forma dorinței, o, fiu al lui Kunti, este un foc greu de stins. Locașul său sunt simțurile, simțul intern și mintea. Prin acestea el tulbură pe cel întrupat, ascunzând cunoașterea. Tu, cel puternic ca un taur printre oameni, o Bharata, stăpânindu-ți dintr-un început simțurile, ucide-l pe cel rău, pe cel care distruge cunoașterea și înțelegerea. Simțurile sunt socotite deasupra obiectelor lor. Deasupra simțurilor este simțul intern. Deasupra simțului intern este mintea. Deasupra minții este acesta, sinele. Cugetând la cel care este deasupra minții, sprijinindu-te pe sinele tău, ucide, o, tu, cel cu brațul mare, dușmanul de care cu greu te apropii, a cărui formă este dorința.
cugetând la cel care este deasupra minții, sprijinindu-te pe sinele tău. Ucide, o, tu, cel cu brațul mare, dușmanul de care cu greu te apropii, a cărui formă este dorința.